Aderarea României la spațiul Schengen a revenit în forță pe agenda discuțiilor diplomatice. La vizita în țara noastră, președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța vrea ca dosarul să avanseze. Chiar zilele trecute, președintele Klaus Iohannis a declarat că autoritățile române fac eforturi pentru ca țara noastră să fie primită în spațiul Schengen. În ce privește chestiunea Schengen, pot să vă confirm că am avut o activitate și eu și echipa mea și echipa guvernamentală foarte intensă pe această zonă. Încercăm să revigorăm discuția în plan european și există câteva semne pozitive. Nu vreau să promit ceva ce poate nu se realizează acum în viitorul imediat, dar fiți asigurați că ne preocupă. Și premierul Nicolae Ciucă a făcut apel la omologul său grec, cu care s-a întâlnit la Atena, să sprijine România în acest demers. Este un obiectiv național, este o recunoaștere față de eforturile pe care țara noastră le-a făcut în acest sens, eforturi care s-au văzut foarte bine în această perioadă de când a început războiul în Ucraina și am asigurat toate elementele pentru ca tranzitul de persoane, tranzitul de bunuri, tranzitul de cereale dinspre Ucraina și dinspre Republica Moldova să poată să se desfășoare în condiții de siguranță. Încă din 2011, Consiliul de Justiție și Afaceri Interne a recunoscut oficial că România îndeplinește condițiile pentru spațiul Schengen, iar Parlamentul European a adoptat mai multe rapoarte în care solicită aderarea țării noastre. Sunt 6 domenii cheie care sunt verificate pentru ca un stat să poată intra în spațiul Schengen. E vorba despre controlul frontierei, vize, cooperarea polițienească, implementarea sistemului de informații Schengen și protecția datelor cu caracter personal. Aspirația noastră de modernizare, de civilizare a societății românești, a comportamentului și așa mai departe, sunt în strânsă legătură cu acest obiectiv, intrarea în spațiul Schengen, cu care știm că din 1985, de când a luat ființă, a funcționat ca un spațiu de unificare civilizațională. Aderarea la spațiul Schengen are ca efect ridicarea controalelor între frontiere. În acest moment, 26 de state europene sunt membre cu drepturi depline în acordul Schengen.